peste 3000 de companii din întreaga lume își prezintă inovațiile zilele acestea în Las Vegas la CES 2023. Sunt testate și analizate mii de produse, concepte și idei pentru viitor. Aceasta este holograma mea, este o transmisie făcută în timp real, este propunerea asiaticilor pentru concerte. Practic, artiștii nu ar mai fi nevoiți să se prezinte la spectacolele lor fizic, ci ar putea transmite din orice colț al lumii, în diferite forme, pentru că hologramele pot avea și diverse alte înfățișări. Experiențele în realitatea imersivă au atras cel mai mult atenția. Companiile propun echipamente speciale pentru a explora virtual lumea, dar și variante mult mai simple, pentru care este nevoie de prezența noastră. All I have to do is sit here and I don't have to wear any sensors, nothing? No. This thing senses everything for you. So. Okay. And I'm going to New York. So for this one it's just a video. Okay. We're just viewing New York. Yes. It's just a video. A fost lansată inclusiv prima mașină alimentată cu ajutorul panourilor solare. Ai nevoie doar de soare pentru a ieși cu micul vehicul la plimbare. Conceptul este al unei companii daneze care promite o autonomie de 100 de kilometri după fiecare încărcare solară. Tot de la ei vin și modele noi de biciclete și trotinete electrice, iar serviciul poștal din Statele Unite va avea o nouă mașină pentru livrarea coletelor, una electrică. Un avans major pentru americani care nu au mai schimbat autoturismele poștașilor din anii 80. This is our next generation delivery vehicle. Brand new vehicle in the fleet coming online this fall in 2023. We're going to have 360-degree cameras all around the vehicle. We're going to have automatic braking assist. We're going to have airbags. Capsulele de bere asemănătoare cu cele de cafea nu au trecut nici ele neobservate. So it's like just like a coffee machine. You open the sides, put your capsules inside. Actually, you can put it one inside. So it's water with one capsule and I get a glass of beer and you will get. Există soluții inteligente și pentru cei care vor să-și păstreze încălțămintea în condiții speciale. Aceasta este o vitrină inteligentă pentru încălțăminte, este gândită pentru colecționari. Marele avantaj este că poți regla temperatura la care este păstrată încălțămintea, la fel și lumina. If you want to sanitize and deodorize your shoes, you put smaller shoes up here. Larger shoes down here. You're going to push this down into your shoe, and this is where you're going to get the sanitizer and the deodorant. Au fost lansate și dispozitive medicale, aparate auditive, de exemplu, de ultimă generație, care arată mai mult ca o pereche de căști fără fir sau gadgeturi pentru cei care vor să se lase de fumat. În plus, fanii emisiunii The Voice, varianta internațională a show-ului Vocea României, pot testa acum căști, microfoane sau boxe asemănătoare cu cele pe care le folosesc artiștii și concurenții în competiție. Participanți din toate colțurile lumii sunt așteptați la CES 2023 în Las Vegas, inclusiv în weekend. Este cea mai amplă ediție a târgului de după pandemie. Tot ce se întâmplă acolo se vede la știrile ProTV și la I Like IT.